Există o disperare în creștere ca să a Partidului Socialiștilor de a bloca declanșarea alegerilor anticipate. Eu cred că sunt niște gesturi disperate. Mai este unul, nu l-ați menționat, probabil v-a scăpat. Au adoptat și o declarație politică a Parlamentului Republicii Moldova împotriva dizolvării și numai 60 au votat. Da? Cam cumva a fost emblematică prin faptul că ăștia 60 cumva s-au developat așa definitiv. Noi știam de 54 cu acte în regulă, Șor, Dodon, ei, au mai venit și cei care păstrau niște aparențe acolo, dar cam 60 cu acte în regulă, că, Doamne ferește, nu vor alege anticipate. Teama lor este la suprafață, deci ei evită interacțiunea cu cetățeanul. Da, ei înțeleg lipsa de consecvență, adică inconsecvență, Dodon care tot anul 2020-2019 a zis, domnule, Doamne ferește, cei care vor coaliza cu exponenții partidului Șor, ăluia care este fugar și a fost implicat în furtul miliardului, a lui Plahotniuc, după care a făcut alianță cu ei. Și noi suntem siguri că lor, socialiștilor, le este foarte complicat și dificil să le explice însuși alegătorilor, simpatizanților, ce a fost asta. Ce altceva decât un gest disperat de a se menține la putere cu orice preț, de a face niște concesii către Șor, implicat în furtul miliardului, raportul Kroll și așa mai departe. Plahotniuc, care mai menține niște legături, coordonează acțiunile și cu Șor și cu Dodon. Deci este un act disperat, naiv, să creadă că instituțiile europene nu cunosc starea de lucruri din Moldova, dar îi cunosc foarte bine și prin ambasadele și prin reprezentanții săi. Partenerii noștri occidentali înțeleg foarte bine unde este problema. Sau problema este această moștenire a lui Dodon Plahotniuc, care vrea să mențină Republica Moldova încă în sistemul ăla vechi. Sistemul de scheme, de zona gri, să scoată dividende din teritoriile necontrolate, mă refer de partea stângă a Nistrului și tot așa, accesul la resursele publice prin firme căpușe înregistrate prin offshore-uri și așa mai departe. Deci aici e teama. V-am întrebat ce înseamnă culocari, că am găsit în presa. Culocari, da, este așa termen la noi, se vine de la acel pachet cu bani, care sunt și imaginile faimoase, imagini video, în reședința lui Plahotniuc, Dodon Plahotniuc și încă ceva din anturajul, cineva din anturajul lui Plahotniuc, și Plahotniuc îi oferă tradiționala pungă de plastic cu bani pentru a-și plăti ortacii Dodon. De aici se vine din limba rusă termenul de culocare. Deci cei care se hrănesc din culoacele, se hrăneau din culoacele lui Plahotniuc. Deci ăsta e modelul de partid, da, a socialiștilor, care trăiește din infuzii de astea financiare. Sau infuziile astea financiare trebuie să vină de undeva. Da, cât din scheme, cât din contrabandă de țigări, din alte sifonarea resurselor din întreprinderile de stat, prin plasarea exponenților săi acolo și așa mai departe. Sau ei înțeleg foarte bine că în cazul în care vom accede noi forțele pro-europene la putere, lucrurile astea se termină. Asta a fost și un motiv în plus de ce au părăsit sala de plen a Parlamentului și n-au dorit să participe la investirea guvernului care am avut onoarea să-l reprezint. Dacă Curtea Constituțională dă undă verde declanșării alegerilor anticipate, când ar putea ele avea loc? Vara, deci noi considerăm că este posibil vara să aibă loc și indicat să aibă loc Dar vara. dacă se va prelungi starea de Nu urgență? poți să o prelungești, pur și simplu să-ți acoperi frica de anticipate cu pandemia. Da? Pentru că noi și acum analizăm foarte atent care este prestația și care sunt acțiunile pe care le întreprind ei în așa numită situație de urgență. Da?
mai mult ca atât, noi avem argumente suficiente pentru a ne adresa aceiași curți în alte curți, pentru că la momentul instituirii situației de urgență n-a venit guvernul cu nicio măsură. Niciuna. Și personal m-am adresat primului ministru în demisie, întrebându-l, suntem la un an de pandemie. Timp suficient ca să știm cu ce măsuri trebuie să venim, unde trebuie să includem restricții, cum compensăm pentru anumite acele restricții pe care le impunem. Răspunsul a fost, ne gândim, analizăm, solicităm ministerilor să vină cu propuneri. Deci este evident, mai mult ca atât, cu o zi înainte de a institui starea de urgență, și eu, și primul ministru, și președintele Parlamentului, și alți miniștri, am participat la ședința Consiliului Suprem de Securitate, prezidat de doamna președinte. 5 ore de discuții despre scheme, despre fenomene reprobabile, corupții, un cuvânt. Nici prim-ministru, nici președintele Parlamentului n-au adus o vorbă despre eminența stării de urgență. Deci asta trădează faptul că ei pur și simplu încearcă să se acopere cu starea de urgență. De aceea, din moment ce Curtea Constituțională va veni cu o decizie, în opinia noastră sunt ambele condiții, da, pentru a dizolva Parlamentul, juridice, vorbesc, constituționale, din moment ce va fi această decizie în favoarea dizolvării Parlamentului, doamna președintă a țării va veni cu decretul și va indica data alegerilor anticipate. Iar până atunci noi trebuie să ne pregătim, inclusiv să aducem cât mai mult vaccin, să vaccinăm populația, să vaccinăm funcționarii electorali și să învățăm elementarul și din experiența altor țări care, iată și pe timp de pandemie, organizează alegeri la termen, alegeri anticipate. Ieri în Bulgaria au avut loc alegeri parlamentare, Armenia a anunțat alegeri anticipate, deci e posibil. E posibil și e cinic să te acoperi cu suferințele oamenilor. Doamna Sandu a fost votată destul de mult de diaspora. La alegerile acestea, credeți că va mai exista o așa, cum să spun, implicare a diasporei? Cred că da. Da? Da, pentru că... Alegeri totuși organizate de... actualul prim-ministru, care e și ministru de externe, nu? Are și... Eu vreau să vă amintesc și alegerile prezidențiale, da, din 2020 au fost organizate tot de guvernul lui Dodon. N-a fost alt guvern și el era cu funcții depline, plenipotențiale, era, nu era altcineva. Și ați văzut, și am văzut cu toții care a fost efectul. De pildă, în România, diaspora se mobilizează la alegerile prezidențiale. A, și mai puțin la parlamentare. Mult mai puțin. Eu cred că o să fie mobilizare, pentru că noi suntem în discuții permanente cu cei din diaspora. Ei înțeleg că nu e suficient să elibereze o instituție, vorbim de președinție. Mult mai important să curățăm Parlamentul, ca ulterior să putem da țării un guvern. Deci eu am convingerea, ei au fost eroi alegerilor prezidențiale și în cazul diasporii noastre, această relație cu cei de acasă, ea este permanentă. Ei, în multe cazuri, sunt mult mai informați și mai bine rezonează cu ceea ce se întâmplă în țară. Mențin un lucru de remarcat. Au crescut remitențele, cum spunem noi, da? În perioada pandemiei, când te-ai gândit că, domnule, e greu și acolo, e greu și aici, cumva te mai abții și să-i spui, nu e greu și mie, nu te supăra, transmit mai puțin sau... Nu, efectul a fost invers. Au crescut remitențele, nu că ne-ar bucura, că trebuie să trăim din economie, nu numai din remitențe, dar aceasta vorbește despre faptul că ei sunt foarte atenți la condiția celor care au rămas acasă, părinți, frați, surori. Dacă ați ajunge la guvernare, care ar fi primele două, trei măsuri pe care le-ați lua?
sau ce vi se pare urgent? Primele deja sunt clare, noi trebuie să deblocăm urgent și asta e un motiv în plus de ce noi insistăm suplimentar la argumentul legat de pandemie, de ce insistăm pe desfășurarea legilor în vară. Deci noi, următorul guvern, majoritate parlamentară, urgent trebuie să deblocheze relația cu partenerii externi. Deci, din păcate, Dodon, Pușor, cu Plahotniuc au adoptat deliberat mai multe legi care practic blochează relația noastră, cooperarea noastră cu Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Uniunea Europeană și așa mai departe. Deci trebuie să deblocăm, pentru că la moment, în loc să beneficiem de aceste resurse ieftine, mult mai ieftine, noi ne împrumutăm de pe piața internă. Ne împrumutăm de la băncile noastre comerciale, la dobânzi, evident că mai mari. Ultima aventură de care am menționat-o, văzând că și probabil și piața bancară analizează tendințele, a venit și ideea trăsnet a lui Dodon de a intra în rezervele valutare a Băncii Naționale. Deci sarcina viitorului guvern, cine n-ar fi la prim-ministru, eu sau altcineva, e urgent de a debloca aceste relații, de a aduce bani ieftini, de a, și lucrurile, pentru asta trebuie doar voință politică. Da, trebuie de anulat niște legi toxice care au fost aprobate, acum de curând, legat de legea miliardului, de furtul miliardului, legat de aprobat codul fiscal, codul vamal, este o restanță noastră. O altă aventură a lor a fost că au votat o lege, ci adevărul că în prima lectură, sperăm să n-ajung în lectura a doua, prin care trec de la gradele militare noi la gradele militare vechi sovietici. Iată, o aberație care nu știu cum să-i zic, deliberat s-o faci pentru a bloca asistența externă din partea Uniunii Europene. Na. Că generalul o să-i spui general și nu cumva să-i spui chestor, că de la asta el îi afectează amorul propriu. Și multe alte legi care, în mod intenționat, sunt aprobate. Statutul limbii ruse, dacă ați auzit, da, o altă fumigenă electorală a lui Dodon, care cumva s-a retras în nucleul lui, în electoratul lui, așa, fidel, dar care nu a adus nicio plusvaloare, da, undeva mai mult a încercat să polarizeze societatea. Deci asta trebuie să facă următorul guvern foarte repede. Și să continuă să gestioneze pandemia. Vaccin de peste tot, de tot felul, Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, pentru că iarăși noi în Moldova avem o problemă. Problema speculațiilor pe seama, e bun vaccinul ăsta, nu e bun vaccinul ăsta. Să-l administrez, să nu-l administrez. Și atunci am avut situații chiar și din lotul românesc, în unele raioane, lotul care a fost distribuit rămânea neutilizat și a apărut la un moment dat problema, dacă nu se folosește acolo, haideți să-l retragem și să-l dăm în alte raioane sau să-l dăm altor profesii, da, polițiștilor, profesorilor și așa mai departe. Vaccin cât mai mult pentru a putea securiza viața oamenilor. Mulțumesc foarte mult!